Ultimul style la care m-am oprit se numește Tortura Dance. Ce are el mai deosebit și vă voi arăta imediat. Fiecare dintre cele patru module, pe cum le vedeți aici, conțin o secvență MIDI care e compusă din trei pattern-uri, le vedeți aici. 1, 2 și 3. Normal, o secvență, în momentul când o importi în softul Karma M3, se configurează singură. Se duce basul, de exemplu, pe primul pattern dintre cele trei, îți face basul normal, pe al doilea pattern îți pune basul cu o jumătate de timp mai târziu și îți cântă secvența de la timpul 1 după optimea a doua, iar în ultimul pattern automat îți ia primul pattern de la coadă la cap. Așa sunt ele construite. Bun, și eu am reușit să pun o secvență, să o fac MIDI, să pun două basuri unul peste altul la octave diferite, după care în soft am reușit să le poziționez, să le mut dintr-un pattern într-altul, astfel creând două secvențe de bas diferite. Deci, dacă stăm să ne gândim, am putea să facem trei variante de bas diferite pentru fiecare secvență care se importă într-unul dintre modulele Karma. Și o să-i dăm drumul puțin tel, o să dăm solo numai la bas, închidem drum track-ul ca să auzim numai basul și îi dăm drumul. Asta este secvența inițială. Asta este secvența numărul 2. Așa. Și dacă intrăm în setările de bas, deci prima secvență, a doua secvență și secvența numărul 3. Aici a luat notele aleatorii. Bine, ele se pot seta în softul Karma pentru instrumente de genul acesta, pentru alte instrumente decât toba. Acum îi dăm drumul la tot style-ul.